În doar o săptămână, polițiștii gorjeni au intervenit în 36 de cazuri de violență domestică, ocazie cu care au fost întocmite dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie și amenințare. În 15 dintre situații, polițiștii care au intervenit la cazurile de violență domestică au emis, după analizarea situației pe baza unui formular de evaluare a riscului, un ordin de protecție provizoriu valabil 5 zile. De asemenea, în urma probatoriului administrat în 4 dosare penale, polițiștii gorjeni au reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul IPJ Gorj 5 bărbați cu vârste cuprinse între 29 și 56 de ani din comunele Logrești, Stejar și Bălești, bănuiți de săvârșirea infracțiunilor de violență în familie și amenințare. Numai în ultimele 24 de ore, polițiștii au emis 2 ordine de protecție provizorii.